Dacă în urmă cu două nopți polițiștii mehedințeni au informat cetățenii cu privire la noile restricții impuse, noaptea trecută au aplicat deja amenzi, deoarece severinenii nu au avut la ei declarația pe propria răspundere. Astfel s-au dat amenzi în valoare de 28.000 de lei. Noaptea trecută, polițiștii mehedințeni au acționat pentru verificarea modului în care sunt respectate noile restricții impuse de guvern. 126 de persoane au fost legitimate, iar în trafic au fost oprite 120 de autovehicule. În această noapte, polițiștii mehedințeni desfășoară activități de verificare și control în trafic cu privire la respectarea hotărârii de guvern 935/2020. În acest context, reamintim că s-a instituit obligativitatea portului măștii de protecție în toate localitățile, atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise. Totodată, circulația cetățenilor în afara locuinței sau a gospodăriei, în intervalul orar 23:05 dimineața, este interzisă cu anumite excepții. În condițiile în care cetățenii se deplasează în afara locuinței, trebuie să aibă asupra lor, completată în prealabil, adeverință de la angajator sau legitimație de serviciu sau declarație pe proprie răspundere. În timp ce unii cetățeni au înțeles obligațiile pe care le au de acum înainte, alții nu au avut asupra lor declarația pe propria răspundere pentru a justifica motivul ieșirii din propria locuință, astfel încât s-au dat amenzi în valoare de 28.000 de lei. Pe viitor să fiți mai atenți, da? Semnați aici, vă rog. Aici? Da, acolo unde vă indic eu cu degetul. Și aici, vă rog. Deci, știți, de azi înainte, în perioada 23.05, da, nu este problemă, doar să fiți mai atent pe viitor, da. Pentru că sancțiunile sunt foarte mari, da? Știu. Persoane în mașină sunt? Mai n-au... sunt câțiva angajați. Dați un certificat de matriculare și mă zic. Când ați primit de la angajator declarația pe propria răspundere? Păi astăzi, de dimineață, le-am primit fiecare pentru serviciu care îl face. V-a înștiințat angajatorul ce aveți de făcut în continuare? Bineînțeles. În conformitate cu noile dispoziții legale, în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 23.05. Pentru verificarea motivului deplasării în interesul profesional, persoanele sunt obligate să prezinte autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori declarația pe propria răspundere. În ceea ce privește motivul deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.